Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Acesta este telefonul Nokia 808 PureView de la Quick Mobile, telefon cameră de 41 de megapixeli, dar nu suntem aici pentru el, ci pentru a vă prezenta un joculeț interesant pe care îl găsiți în Nokia Store. O să vi-l arăt imediat. Îl amintește de Arkanoid de pe vremuri, doar că în varianta 3D. Se numește Breakfast și nu avea el cine știe ce grafică sau cine știe ce interfață, dar gameplay-ul e foarte distractiv. Este un joc casual, un joc arcade. Iată, interfață simplă, setări, control, grafică. Și hai să-l jucăm. El are în jur de 50 de nivele. Ne-am jucat deja vreo 6 și ne-am făcut o idee despre el. Iată nivelul 6. Ideea e foarte simplă. Aveți o bătă și o bilă și acea bilă o împingeți către aceste blocuri care vor exploda. Și explodați într-o mare de pixeli. După ce loviți bila, primiți și power-up-uri, primiți bombe, primiți încetinirea timpului, reacții în lanț. Scopul vostru este să ajungeți în spate la pătratele portocalice rele și să le distrugeți. La început se vede o harta nivelului, în care vedeți că aici în spate se află blocurile portocalii. Unele cuburi se distrug mai greu, ca acestea gri, iar unele se distrug mai ușor. Iată, tocmai am luat un pick-up, este cel de Chain Reaction. Iată, am luat pick-up-ul acum. Puteți lua și pick-up-uri la rachetă și încetinirea timpului. Acum urmează reacția în lanț. Fiți atenți acum la reacția în lanț. Asta înseamnă că, în alte condiții, dacă s-ar fi lovit de alt pătrat, ar fi început să explodeze toate pătratele din jurul lui. Și iată, încă o reacție în lanț. Trebuie să aveți grijă să nu ratați niciodată bila voastră, deoarece riscați să pierdeți o viață în acest mod. Dar puteți rata un pic acum, cum am făcut eu acum. Nu sunt multe de spus despre acest joc, după cum am spus, seamănă cu acel joc cu o mică paletă în partea ecranului și cu acea bilă care tot s-o păia pe ecran, Arkanoid, dacă nu mă înșel, doar că este 3D. Cine nu ar vrea un Arkanoid 3D? Acesta este doar un demo al jocului și alte funcții pe care le mai are jocul sunt posibilitatea de a urmări bila cu această cameră. Puteți schimbați camera, treceți din nou la bâta care lovește bila. Iată Chase Cam. E mai palpitant, așa că vezi cum se sparg toate blocurile. Avem aici un buton care schimbă modul de joc în easy sau hard, depinde cât de rapid trebuie să fie gameplay-ul. Aici avem un pătrat roșu care, dacă explodează, ia cu el multe alte pătrate. Hai să vedem dacă îl nimerim pe acela roșu. Puțin noroc. Din păcate nu prea am găsit multe jocuri interesante în Nokia Store și iată, am atins și acel pătrat roșu și am spart mai multe pe cuburi. Dacă vreți jocuri gratuite în Nokia Store, veți găsi destul de greu niște titluri care să merite efortul, veți găsi acele jocuri cu trasul cu arcul cu săgeți sau puzzle-uri sau alte asemenea. Aș prefera totuși niște titluri mai complicate, dar cum nu avem, vă prezentăm un joc arcade, asta e. Aș fi vrut un Assassin's Creed, ceva mai complex, un Asphalt, dar nu se poate. Nu este destul de bine populat Nokia Store în acest moment, într-un motiv sau altul,
Și iată și o reacție în lanț care vine acum. O să vedeți imediat. Ok, hai să trecem și la alt nivel. Să vedeți cum arată un alt nivel în acest joc. Să zicem nivelul 4, iată aranjarea blocurilor, cele 3 portocalii sunt cele rele care trebuie distruse. Aici se mișcă lucrurile puțin mai repede, este un nivel mai strâmt, mai mic. Dacă știți voi și un alt joc bun pentru Symbian în Nokia Store, nu ezitați să recomandați în comentarii. Și acum urmează o explozie mare. Jocul vă ține în priză cam o oră, două, apoi probabil vă veți plictisi, am mai lăsat deoparte, mai jucați puțin mai încolo. În fine, un titlu arcade destul de interesant, Breakfast se numește, găsiți în Nokia Store gratuit, cel puțin acest demo. Și cam ăsta a fost review-ul mobilissimo.ro pe Nokia 808 PureView. Sper că v-a plăcut jocul, încă o dată deplâng lipsa de jocuri interesante din Nokia Store, dar mi-a plăcut acest titlu, deci există loc de titluri interesante și în lumea arcade. Îi dau o notă de 7,5 din 10 și vă aștept și cu sugestii de jocuri pentru Symbian, jocuri interesante, dacă se poate gratuite, pe canalul nostru YouTube. Cam asta a fost tot. Acesta este Nokia 808 PureView de la quickmobile.ro. Sper că v-a plăcut review-ul de joc și vă așteptăm cu comentarii și sugestii la mobilissimo.ro. La revedere!